Sala Mare a Teatrului Tudor Vianu a găzduit astăzi cea de-a treia ediție a concursului Steluțele Dansului. Datorită stilurilor de dans și costumațiilor purtate pe scenă, preșcolarii Giurgiu Ven le-au oferit celor prezenți un spectacol de zile mari. Concursul județean Steluțele Dansului a fost organizat de reprezentanți ai grădiniței Dumbrava Minunată. Competiția s-a bucurat de un real succes atâta timp cât numărul de participanți a fost mai mare față de cel de anul trecut, peste 600 de copii de la toate grădinițele din județ. Concursul nostru județean este la cea de-a treia ediție, Steluțele Dansului se numește. Reunește grădinițe din întreg județul, sunt peste 600 de copii, sunt invitați preșcolarii tuturor grădinițelor să vadă acest spectacol. De la o ediție la alta este diferență de 100 de copii, deci anul trecut au fost 500, anul acesta 600, iar la prima ediție au fost 300 de copii. Pentru că preșcolarii au demonstrat că s-au pregătit intens pentru concurs, aceștia au fost răsplătiți pe măsura talentului și a devotamentului cu premii din partea sponsorilor.